Perfect. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan și în clipul de azi o să testăm mașina din spatele meu, mai exact un Opel Astra H din anul 2005, cu motorizare de 1.9 150 de cai, în 6 trepte cu tracțiune față. În caz că nu știați ce face Mașina Potrivită, ei bine, noi testăm mașini second hand, iar din când în când mai postăm și câteva clipuri cu ele pe YouTube. În caz că nu știați, ne puteți urmări și pe Instagramul Mașina Potrivită, dar și pe canalul de YouTube Mașina Potrivită. Așa că haideți cu mine să vedem despre ce e vorba. Da, fraților, cam asta este și mașina la exterior. O cunoașteți foarte bine, sunt mii și mii de review-uri pe internet. Fiind din 2005, mașina are diferite semne de uzură, mai ales pe partea din față, la capotă, semne de la pietricele. Aici este lacul un pic sărit, pe partea din față. O să revin și la partea din față să vă spun anumite detalii. Cauciucurile sunt în stare destul de bună. Discurile sunt schimbate recent. S-a mers cu ea aproximativ un sezon, deci nu au buza asta aici, v-am mai spus. Iar plăcuțele de frână, nu știu dacă se vede, sunt și ele în stare destul de bună. Cumva mașina aici pe ușă are ceva rugină. Am impresia că aici, pe marginea aceasta, apa s-a prelins și a rămas sub acest element, da? Iar de-a lungul timpului rugina și-a făcut apariția. Am verificat mai devreme și mașina în față și o să vă spun imediat. Nu știu dacă se vede. Cumva aici este radiatorul de aer condiționat, dar nu se vede foarte bine. Este puțin îndoit. Și mi-am dat seama că mașina asta a fost lovită în față, cumva pe dedesubt. Iar bara față mi-a atras atenția, deoarece nu stă bine în clipsurile acelea. Și mai este un detaliu: mașina asta nu a avut niciodată spălătoare de fabrică, având în vedere că nu avem xenon pe farul acesta, iar bara nu este a ei. Avem aici o bară cu spălător de faruri, dar de fapt aici este doar un capac, nu este nimic altceva. Și de aceea mi-am dat seama că bara nu este a ei și a fost schimbată cu una din dezmembrări. Acum, haideți, fraților, să vedem cum se prezintă această mașină pe dedesubt. Pe dedesubt, mașina are urme de rugină. Avem aici o punte care nu este independentă și cumva îi conferă mașinii un comportament rutier destul de prost. Da, fraților, cam așa arată motorul acestei mașini. Avem și un telescop, ceea ce Dacia sau Ford nu au nici în 2019. Așa, ca o glumă. Da, avem diferite urme de ulei specifice vârstei. Da, de aici, mai exact. Am verificat uleiul mai devreme și arată super bine. Băi, fraților, deci pentru un diesel arată atât de bine încât am scos și eu un litru. Pentru zile negre. Uleiul arată foarte bine datorită faptului că proprietarul a schimbat uleiul acum 100 de kilometri. Da? Oricum, dacă o să mai meargă 100 de kilometri, o să fie din nou negru. Acum, haideți să vedem și mașina la interior. O să începem cu portbagajul. Este puțin murdar. Așa. Băi, ce să zic, e destul de măricel. Aici avem diferite chestii de agățat, iar în partea de jos avem o roată de rezervă. Nu este din aceea subțire cu care poți merge cu 50 de kilometri. Bă, e ok. Pe locurile din spate observăm că mașina asta nu are prea mult loc, dat fiind și faptul că mașina este o compactă. Oricum, își face treaba destul de bine. Tapiseria este în stare ok, ar trebui să, ca viitorul proprietar, să facă un detailing, dar în mare mașina arată bine. Am trecut și pe locurile din față. Băi, nu știu, mașina asta nu mi inspiră spațiu interior foarte mult. Acum depinde și ce cauți. Ca dotări avem așa, faruri automate, o opțiune de faruri automate mai primitivă, să spunem așa, doar când se înserează afară, farurile se aprind automat. Deci are cumva un senzor undeva aici în oglindă, da? Iar când se înserează, luminile se aprind. Da. Avem buton pentru reglajul farurilor, far de ceață, avem aici senzor de presiune în roți, senzor de parcare spate, butonul de închidere și opțiunea de sport, care, din punctul meu de vedere, nu are ce căuta pe mașina asta. Și da, cum se ține în mână acest volan? Băi, se ține foarte, foarte prost în mână. Deci cumva n-ai unde să-ți ții degetele aici în spate. Avem un comenzi pe volan, clima automată pe două zone și un sistem de infotainment, să-i spunem așa, bineînțeles fără GPS. E cumva util. Cam asta a fost mașina la interior. Acum, haideți cu mine să vedem cum se comportă mașina asta în trafic. Da, cumva mașina mi se pare că vibrează așa, nu știu. De ce vrei să vinzi mașina? Vreau să trec la altă marcă. Aș vrea ceva de la japonezi, cred. Am înțeles, pe Honda, pe... Da. Da, acum o să... Stai puțin să treci și de podul ăsta. Da, cumva mașina schimbă bine. Cutia... Oricum e specifică Opel. Cumva nu e fixă, nu intră foarte bine în viteze, trebuie să-i cauți așa poziția. O să verific acum și timpii de accelerare. Ia să vedem. Nu prea îmi place. Trage destul de bine pentru vârsta ei. Da, fraților, cam asta a fost și mașina. Pe ansamblu, mașina arată ok, să spunem așa, pentru vârsta ei. În momentul de față, mașina are 300.000 de kilometri. Dar la cum arată și la cum se comportă, e posibil ca acești kilometri să fie ei. Mașina costă 2.900 de euro. Ați dat banii ăștia? Eu aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, iar până data viitoare, v-am salutat!